Salut! Salut! Zi-mi că vorbești românește, te rog. Vorbesc? Nu mai pot. Am vorbit toate limbile astăzi. Tu ești? Edwin Ejevi. Ea este soția mea. Edwin? Da. Unde v-ați cunoscut? Nu știu dacă știți, dar... În China. Nu. Am fost profesor de engleză pentru elevi și ea. Firma care ne-a angajat, adică ne-au pus într-un apartament împreună. Ea e din România și are senzația asta că mi-au pus un negru. Și ea nu e obișnuită cu oamenii negri. Oamenii negri, asta e problema. Asta e faza și până la urmă am înțeles, am făcut tot împreună, a fost calmă și am plăcut pe ea și ea de mine. Cred că ai o voce care se potrivește pe multe stiluri, părerea mea. Nu știu. Și ai așa o față de artist. Nu ți-e frică? De ce? Dacă-l pierzi. Da, ești înalt? Să nu mă... Ești înalt. Da. Hai să mergem. Succes! Ne vedem acolo. Maestre, ne vedem acolo. Când am venit prima oară, mi-a plăcut foarte mult, mi-a place zăpada, mi-a plăcut iarna, cu Crăciunul, a fost foarte, foarte frumos și mi-a plăcut. Și am zis, ce zici tu, mutăm aici, că mi-a place. În culise, oare cine bate? 3, 2, 1! Ăsta e! Hai, vino, altceva. Vino, că te așteptam! Vino! Bună seara! Bună seara! Cum te numești? Edwin Ejevi. Edwin. 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 Edwin and Fire. Dacă mai știți, am fost pe 2012, doamna Delia. Eu eram aici, nu mai știu, am îmbătrânit între timp, nu mai țin minte ce fac. Care a fost răspunsul? Nu. Trăim, nu? Da. Wow. Lumea era, Edwin, ce să mai... Am luat curaj și am venit înapoi să mă încerc din nou. Bine. Știu că domnul Hăria e acolo, poate vă ajută. Cine cânti? Sam Smith, Writings on the Wall. Ăsta, hai! Succes!